Dacă a zis 0,28 înseamnă că n-a zis. 0,28. Păi era negativ. Păi minus 3, minus 1 plus 1, minus 0,28. Păi 1 minus 0,28. Este în nostru pentru care adună și scădem unul. Acolo, în păi, păi, mai voi, că am muncit până acum, tu mă faci să cred că am muncit degeaba. Exact. Mai facem un exercițiu atunci, Adi. E clar. Îl mai avem de minus 5, care partea întreaga lui minus 5 este minus 5, zero, partea decimală. 0. Da. Adi, te rog, x egal cu minus 7,13. Egal cu, deci minus 7,13 egal cu cine? Te rog să mă ajuți, Adi. Egal cu minus 7, da. Ăsta minus așa. 1 plus 1. Nu, minus 0,13 deocamdată. L-am rupt în două. Partea întreagă minus 7 și partea fracțională e cei după virgulă. Da, înțelegeți voi că e minus 0,13 și nu e plus? Da. Nu tu. Dacă el ar fi avut aici, n-ar fi fost cu minus, ar fi fost 7 plus 0,13. Corect. Dar dacă are minus în față... Ca și cum am mulțit cu minus 1 și partea întreagă și partea. Ați înțeles de ce e minus? Deci, Adi, 7, hai să luăm așa, x egal cu 7, virgulă 13. Se scrie desfășurat ca fiind 7 întregi plus 0,13. Așa e clar la pozitiv. Dacă e negativ... Când e ca să fac negativ, mulțesc cu minus 1 toate chestia asta. Și vine... Minus 7, minus 0,13. Minus 7, virgulă 13, egal cu... Înmulțesc ambii termeni cu minus. Egal cu minus 7, minus 0,13. Da? Minus 7, minus 0,13. Deci zici da, zici da, dar nu ți-e clar. Și vreau exact să insistăm. Eu îl urmăresc, Adi, dacă am înțeles. Eu am înțeles că tu ai înțeles. Mergi mai departe. Mai aveți temă? Nu, nu mai aveți temă. Asta a fost toată treaba. Te rog să termine ghiștul aici. L-a făcut. L-a făcut, da. Mai faci încă unul. X egal cu minus 3, virgulă, 11, 29. Da? Și? Ne spui exact cum ai lucrat. Deci, Adi, dacă x-ul ar fi fost pozitiv, 7,13, am să fi zis 7 întregi plus 0,13. Fiindcă numărul e dat de minus 7,13, eu încerc să spun de ce, ca să îl influențez pe 7 să fac minus 7, mulțesc tot cu minus 1. Și atunci vine minus 7, minus 0,13. Cu alte cuvinte, când vezi minus 7,13, înseamnă de fapt că minusul ăsta se duce și la partea întreagă, la 7 se duce și la partea fracționară. Deci minusul din fața lui îl afectează și partea întreagă și partea fracționară. Deci de ce îl scriu pe minus 7,13 ca fiind minus 7, minus 0,13? Și de când vezi minus 0,13, n-am voie. Cum trebuie să fie partea fracțională? Pozitivă. Și de aceea adun și scazul 1. Și atunci zicem, x egal cu minus 7, minus 7,13 este egal cu minus 7. Minus 7. Așa este, minus 8. Hai să spun deodată, înțelegeți ce, da? Minus 8 plus 1, plus 1, minus 0,13. Că pe minus 1 l-ai pus la minus 7 și l-ai făcut minus 8. Și minus 8 plus 1 și 13. 1 din 1 dacă scad pe 13? Hai să vedem. 1,00, adică 1,00. Scăzut pe 0,13. 3 din 10. 0,87. 0,87 plus 0,87. Și acum, cât este partea întreagă a lui minus 7? A lui minus 7,13 este egal cu minus 8. Egal cu minus 8. Partea fracțională 0,87 îi... Nu, partea fracțională. 7 a lui
7,13 egal cu 0,8, așa. 0,87. Mai facem unul? Da. Nu pe celălalt. Îi fac aici că am greutăți în partea asta. Adi, deci când îl vedem negativ, ăla minusul influențează și partea decimală. Și atunci noi intrăm în panică. De ce adună scădem unul? Ăsta e motivul. Ca să transformăm într-un număr pozitiv. Hai, încearcă să mai... Mai mare atenție. Că e simplu, crede-mă. E simplu. Ai luăm unul totuși relașat, domnul profesor. Da. Ca să înțeleagă el. E minus 5,172. Adi, vorbești? Tu vreau să vorbești. Și este egal în continuare. Tu mi-ai cu minus 5, minus 0,172. X este egal... Pentru că observăm că partea decimală este negativă, are minus. Suntem supărați. Suntem supărați. Suntem supărați. Adunăm un 1. Scădem. Ca să facem pozitiv. Și este egal cu minus 5. Adi, pot să pun minus 1 plus 1, așa? Da. Pot aceeași lucru, sigur. Da? Minus 5 minus 1 minus 1 minus 0,172. Corect. Și va fi egal cu, ia uite, minus 5 minus 1. Minus 6 plus 1 minus 0,172 va fi 0, virgulă. Vrei să facem una sub alta? Așa, fă-i. Acum o fac repede. 1,00 minus, da, minus 0,172. Vorbește. 0,828. 828, da? Da. 0,828. Așa, și acum... E pozitiv, da. Suntem fericiți, gata, să facă domnul profesor. Gata. Vorbim și spunem așa, partea întreagă al minus 5,172 este egal cu minus 6, iar partea fracționară este... Iar partea fracționară a numărului minus 5,172. 0,828. Fai, ce fericit sunt! Foarte bine. Înseamnă că ai înțeles. Mai facem încă un pentru Anca. Mai facem, domnul profesor. Anca? O să facem și pe ăla. Facem și pe ăla, da. Ai răbdare. Anca, te ocupi și vorbești pentru X egal cu minus 8, egal cu minus 8,147. 147. Este minus 8, minus 0,147. Observăm că... Partea fracțională e negativă și nu-mi place. Și ce facem? Și scădem câte unul, nu? Bravo! Și este egal cu minus 1 plus 1. 1 plus 1 minus 0,147. 0,147. Da. Minus 8 minus 1. Minus 9. Minus 9. Plus. Plus 1 minus 0,147. Repede una sub alta. 1, voi pune 3 de 0. A decimală. Minus 0,147. Facem una sub alta. 7 din 10, 3. 4 din 9, 5. Gata. 1 din 9, 8. 0,853. Da. E corect, Anca? Da. Și asta îmi permite mie, gata, am ajuns la partea fracțională un număr pozitiv și asta îmi permite mie să zic că partea întreagă a lui minus 8,147 este anguța minus 9 și
Și partea fracțională este? 0,157. A lui minus 8,147 este 0,853. Acum putem să facem problema. Acum să-l facem, să facem pe ceea care ai spus tu, nu? Care ți-a dat ție. Adi, te rog să conduci pe Mela pentru exercițiul acela care l-am dat. Miruna, hai da. Să dictezi. Eu l-am și eu pe caiet, că l-am luptat. Și dau cu minus 3. Imediat, așteaptă să se punct tabla, ca să se vadă bine. Acum pot să șterg și tema, că nu mai au domnul. Da. Ștergem tot. Nu șterg observația asta, pentru că trebuie să nu, acela e de căpătâi. Clar, da? Clar în minte. X egal cu minus 3, eu cu X egal cu minus 3, virgulă. 11, 29 grade. 1 minus 1129 pe 900, minus 11. Da, așa, minus 11 pe 9900. 99 de minus. Ce? 9900. Da. Așa. 9900. Nu m-am uitat, nu dai seama. Da. Așa. X egal cu minus 4 plus 1 minus 1100. Dar trebuie să-ți facem scăderea întâi. Da, pe 1118 supra 900. Și apoi ați prin 2. Da. 559. X egal cu minus 4 plus 1 minus 559 supra 4950. Mai merge? Nu. Din 3? 10-9, 11 nu. Cred că nu. Dacă nu merge unul din ei, ne oprim. Da. Acum amplificăm cu 4-9, da? Și x egal cu minus 4 plus facem direct? 4950, da. Minus 559. Da. Scrie, mă, Andy, scrie. 4950 minus 550. 4950.4.391 Acum simplificăm. Și cum simplificăm? Împărțim. Și 4.391 împărțim. Ia să împărțim, concret. 4.391 facem și unul împărțit la mână. Împărțit la 4.950, da? Da. De 0 ori. Punem un 0 acolo la din împărțit. Merge de 8 ori. Virgulă 8. Hai, cine zice? 8 ori 0? 0, 0 și 4. 8 ori 9. 7 și 6. 8 ori 4, 32. 32 și cu 7, 39. 8 ori 4, 32, 39, da? Va merge la prin 8. Așa, 0, 1. A pus bine? Da. 6 aici, la cele sunt 9. 5, 6 aici, 9 atunci. Dar, profesor, că nu-mi place cum am pus. Da, cât era aici? Trebuie scris. Bine, mai facem o dată 8 ori 0, 8. 8 ori 5, 40. 8 ori 9, 80. 72 și cu 4, 76. 7. Da. 8, 4, 32 și cu 7? 7, 32. 4, 32 și 4, 32. Nu mai face nimeni, să înțeleg, da? 0,
13, 1. 8. Tot prin 8 merge. Mai merge, dar prin 8. Tot prin? Da, tot prin. Am făcut bine? Hai să vedem încă o dată cu toți. Toată lumea e obosită, deci vă rog frumos. Mare. Păi tocmai. Că am făcut bine asta, zic. Nu. Că e 0, 0, 0. Noi ce-am făcut? Am adunat? Ce-am făcut? Da. Păi haideți, copii. 0, păi strică. Păi dacă vreți să muncesc eu? 0. 0. 1. 1. 3. 3. 4. 4. Și atât. Da. Și acum mai merge și iar 8. Da? Și tot asta o să dea. Gata, ne oprim pentru că se vede. 70 în perioadă, spune. 70 în perioadă. 8, 8 și 70 în perioadă. Așa va fi, da? Da. Da? 8, 8 și... Dacă muncesc, dacă mă fac eu împărțire, atunci... N-are, nu e ce am făcut. Păi, cum tot, da. Și este egal cu minus 4 plus 0, 8, 8 și 70 în perioadă. 0, 0. Și atunci partea întreaga minus 3,11 perioadă 29. Minus 4. Cu minus 4. Și partea fracțională minus 3,11 perioadă 29. 0,78 în 70 în perioadă. 88 și 70 în perioadă. Și 70 în perioadă. Am putut. Da. Adi, și cum, da. Cu ce lucruri plecăm aici? Ce lucruri trebuie reținute clar ca asta să nu mai... Asta cum aflăm numărul... Cum aflăm partea? În primul rând că partea decimală nu poate să fie negativă. Asta e literă de lege. Niciodată partea decimală nu poate să fie un număr negativ, tot un număr pozitiv. Dacă numărul este negativ, atunci ce desfășură? Și trebuie să transformăm partea negativă, partea fracțională negativă, în parte pozitivă, da? Și din cauza asta, noi scădem 1. Dacă numărul e pozitiv la început, cu numărul concret, 3,27, este foarte simplu. Partea întreagă e 3 și partea fracțională e 0,27. Deci nu mai bătaie de cap, nu mai aduns caz nimic. Pentru că e 3 plus 0,27 exact. Și e pozitiv. Partea... Se vede partea întreagă și partea... Deci asta e chestiunea cu care trebuie să plecăm. Dar dacă numărul e negativ, atunci avem de lucru. Plus 1 minus 1, da, pic. Da? Mare atenție. Ce spuneți? Minus 3 față de minus 4, care e mai mic? Minus 3. Minus 3. Minus 3 e mai mic. Da. Ba nu. Minus 3 e mai mare și minus 4 e mai mic. Minus 4 e mai mic. A, dacă e mai departe de 0. Cu cât e mai departe de 0, atât e mai mic. E mai mic, asta din stânga, mai mic decât ăla din rest. Ei, v-ați grăbit de aia. Nu, dar vă gândeam la ceva, tu și-am zis fix inversă. Da. Ia să vedem așa. Din ce motiv, încă un motiv pentru care, nu să luăm așa, 3 e mai mic decât 4? 3 mai mic decât 4, pozitiv, da. Da, da, scrie. 3 mai mic decât 4. 3 mai mic decât 4. Corect. Și dedesubt să scriem minus 4, a spus voi, că este mai mic decât minus 3. Dacă scrie invers, ar fi că minus 3 e mai mare. Inegalitatea să o privim invers. Minus 3 e mai mare ca minus 4. Păi e o chestie care trebuie să o ține în timp. Fiți atenți la ce tare chestia. Vă zic că 3 e mai mic decât 4. Și 3 mai mare decât 4. Minus 3 e mai mare ca minus 4. Corect, e mai aproape. Poate a fost înmulțită inegalitatea asta cu minus 1. Corect. Și ce s-a întâmplat când mulțim o inegalitate cu un număr negativ? Se schimbă sensul inegalității. Așa. Asta e treaba pe care trebuie să o ținem minte foarte tare. A, da, am întâlnit noi undeva și am zis eu că vă explic eu de ce este treaba asta. Pentru că voi inegalități nu ați. Da? Deci 3 e clar e mai mic decât 4. Nu. Aici să minus 3 e mai mare ca minus 4, că minus 3 e mai aproape de 0. Corect. Da. Dar cum s-a obținut de aici? De aici, aici. Cum a obținut? Cu minus 1. Deci înmulțim cu un număr negativ. Eu am zis cu minus 1. Dacă înmulțim cu minus 2, același lucru se întâmplă. Deci prin înmulțirea, scrieți. În paranteză, împărțirea
Dar scris chestia asta, da? Și subliniază-o cu 7 linii. Prin înmulțirea, în paranteză, împărțirea unei inegalități cu un număr negativ, prin înmulțirea, în paranteză, împărțirea unei inegalități cu un număr negativ, Se schimbă semnul cu litere mare. Se schimbă semnul inegalității. Da? Și subliniat. Și cu litere mare. Se schimbă sensul inegalității. Se schimbă sensul. Nu semnul. Nu-i bine spus semnul. Se schimbă sensul inegalității. Din mai mic mai mare, din mai mare mai mic. Da? Se schimbă sensul inegalității. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Da? Nu. Deci, băi, cu litere mari, să subliniați, v-am zis. Subliniați, da, da, că este foarte important. Cu 7 linii. Cu 7 linii, da. Dacă atâta 7? 7 linii, da. Da. Așa. Bun. Vă întreb. 5. Cum este față de 3? Mai mare. Mai mare. Decât 3, da? Da. Dar 1 pe 5 față de 1 pe 3. Păi, 1 pe 3 este mai mare. Mai mare. 1 mai pe 3 mai mare, este, da? Mai mare, da. Iată din nou. Acolo am înmulțit cu 1 pe... Nu, se inversează. Când inversăm, dacă am un sens între două numere, între inversele lor, se schimbă sensul. Deci, prin inversarea a două numere, se schimbă sensul inegalității. Deci, când se schimbă sensul unei inegalități? Când înmulțim cu un număr negativ, supățim, și tot atât când inversăm numerele. Cum este? Foarte important. Teribil. Tot așa cu 7 linii. Iarăși. Da, da. Dar scris și asta, scris ce am făcut eu aici, 5 mai mare ca 3, rezultă de aici că 1 pe 5 este mai mic decât 1 pe 3. Și subliniem? Subliniem cu 7 linii, da? Iar... Scriu și în cuvinte. Stai puțin. Da? Ar trebui să scriu în cuvinte așa. Prin inversarea membrilor unei inegalități, prin inversarea, adică s-o pătind inversele numerilor. Prin inversarea? Termenilor dintr-o inegalitate. Prin inversarea termenilor dintr-o inegalitate. Se schimbă sensul inegalității. Se schimbă sensul inegalității. Bă, sensul inegalității. Am pus 3 puncte. Și acum am în minte un exercițiu. Subliniem tot asta? Mai de 7 ori? Azi de 7 ori, nu? Da. Fac chef. Astăzi mi s-a născut un nepoțel. Da? La Cristi? Da, la Cristi, da. Wow! Vă trăiați, domnul profesor, să-mi trăiați și lor. Un băiețel de 4,650 kg. Wow! Urs! Cum, domnul profesor, păi, de 4 kg? 4 kg, 650 kg. De ce înălțime? Nu știu. Dar cât la pince daliană? Nu. A, de asta. De asta e așa de mare. Da, natural. Natural. L-a lăsat până când și militelul a dezvoltat super bine. Da. Super bine. Da. Super bine. Da. Așa că... Așa că sunteți, da, sunteți mic pentru a treia oară. A patra oară. Cristi avea... A, de fetiță. Avea o fetiță și acum e al doilea... Și diferența între ei? E, fetița are 5 ani și jumătate. 5 ani și 8 luni, bănuiesc. Și avea și 8 luni. Deci da? La 5 ani s-au putut să mai facă da, și da, da. Și la... La, la Ana? La da, Ana la și fata... cu Victor? Și, nu știu cine e. Victor e băiețel. Da, așa e cheamă. Da, da. Așa, dar și la băieții din America? La ăștia din America. La ei e... Victor și cu Ana, da. Diferența... Este de 4 ani sau 3 ani și 8 luni.
Acum... Băiatul face aproape 2 ani. A face aproape 2 ani în decembrie. Și fetița? Și fetița face 5 ani și în iunie este... Deci 3 ani. Deci 3 ani. Așa. Să vă trăiască, aveți patru nepoți. Băiețel și fetiță. Exact. Doi băieți. Și dumneavoastră la fel, băiețel și fetiță. Da. Deci așa e sămânța, domnul Comenzo. Da, doamne, doamne. Da, doamne, doamne. Deci, noi n-avem băiețel, câte se face două, câte o cameră și cam separat. Asta e a două. Da? Deci ar trebui? Acum în America au deja camere. Îți dai seama, băiețelul, tot al doilea, tot băiețelul a fost, nu? Nu. Da, tot băiețelul. Fetițe. Fetițele primele și băieții al doilea. Ce chestie, nu, profesor? Și la dumneavoastră la fel. La mine invers a fost. Băiatul primul. Băiatul, Cristi e mai mare? E mare. Da? Da. Eu de ce am trăit cu senzația că el e mai mic? Cristi face 40 de ani acuși. Deci el e mai mare. Da. Decât au urat. Era mai mult din ani. A, deci invers ați făcut. Da, da. Ce frumos. Da. Asta e. De ce nu mai așa că... Și voi sunteți, băiat și fată, băiat și fată. Numai la mine n-a ieșit. Este... La mine două fete, asta e. Tot diferență, doi băieți. Cinci ani. Așa. Și acum... Cinci fată are mea. Vreau să vedem așa. 1 plus 2, cu cine este egal cu... 3. 1 plus 2, 3. 3. Viruna știe. Care s-ar scrie egal mai departe. 3 minute. Să zicem noi așa. Mai bine mai făceam niște radicale, am început, dar nu cred că... Ca la o... Să vedeți unde ajung, e frumoase chestiunea care vă gândesc. 3, care înseamnă cine? Primul plus ultimul, oricât sunt ei, pe 2, nu? 1 plus 3, deci 3, ori 2 pe 2. Poți să scrii așa, nu? Da, corect. 3 pe 2? Da. Totul pe 2. 1 plus 2 plus 3 este egal... 6. 6, dar poate fi scris de noi ca fiind egal 1 și cu 3, da? 4, ori cât sunt ei, ori 3, supra 2. Nu așa? Da, deci 1, știi, media, nu, suma lui Gauss, parcă ziceți voi, nu? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Suma numerului acestora este egal cu primul plus ultimul, oricât sunt ei, supra 2. Nu e egal cu... Corect, da. Și 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 3 plus puncti, puncti, plus n. Nu este egal cu n pe lângă n plus 1 supra 2? Da? Am aplicat asta. Pe de altă parte, 1 plus 2 plus 3 plus 4 este egal 10. Cu cine? 10, care cu poate fi scris ca fiind 5 ori 4 supra 2. Tot 2? Tot supra 2. Deci văd că așa sumă în caos, nu numai 2. Păi dar numai nu e 2, că la altfel nu ar fi. 5 ori 4, 20 cu supra 2? 10. Deci primul plus ultimul, ori jumătate din cât sunt ei. O jumătate din cât se formează perechile acele, da? 1 cu 4, 5, 2 cu 3, 5. Corect. Ori 4 pe 2, care 2. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 este egal la adic cu cine? Cu 5, nu. Cu 6 ori 5 supra 2. Deci 6. Adic, deci 6. Ce? Păi, Adi, înseamnă așa, 1 și cu 5, 6, da. 2 și cu 4, 6, da? Și dacă împărțim la 2, înseamnă că din 3, 3, 3, și câte echipe de 3? Deci 6 ori 5 supra 2. Hai, mă, deci mă rugau, bine, de mă rugau, 1 supra 2. Alo? Nu se mai aude? Iar au căzut baterie. Aha, probabil cu baterie. Baterie. Mulțumesc frumos, urmă. Dar s-a dus bateria noastră, să punem o altă. Da, da. Salut, Victor Perote și... Așa. O și punem repede.
Așa, spunem. Cu minus, la minus. Sper că mă mișcăs. Acum să aud în mod sigur. Așa. Și acum, eu urmăriți în continuare. Deci, spunem așa. Aici este egal cu 5 ori 6. 5 ori 6 supra 2. Dacă facem calculul, vine 30 pe 2, fac 15. Corect, toată suma asta este 15. Până aici a fost 10 și cu 5, 15. Corect. Și așa mai departe. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 2014, 2015. Asta facă... 2016 ori... Ai scris acolo 215, trebuie 2015. 2016, da. 2016 ori 2015, supra 2. Supra 2000... Supra 2, supra, supra 2, 2. E bine. Bun. Deci primul plus ultimul, Adi, da. Fac 2016, 1 și 2015 fac 2016. Ori jumătate din cât sunt ei. Adică ori 2015 supra 2. Corect. Deci de aceea face 2015. Așa, ori 2016, dacă vreau scris. Da. Așa, totul pe 2. Bun. Atenție. Deci 1 plus 2 este scris ca fiind 3 ori 2 supra 2, da? Scrie. 1 plus 2 egal cu 3 ori 2 pe 2. De unde rezultă că inversele lor tot egale vor fi, că nu e inegalitate, e egalitate acum. Adică 1 supra 1 ori 2, 1 supra 1 ori 1 supra 1 plus 2, 1 supra 1 plus 2, este egal cu 2 supra 3 ori 2. Apoi, asta întoarsă. Ce înseamnă ce întoarsă? 1 supra 1 plus 2 plus 3 este egal cu 2 supra 3 ori 4. 3 ori 4, da? 3 ori 4. Corect. Următoarea. 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 este egal cu 2 supra, întoarceți 5 ori 4. Apoi, 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, da, este egal cu 2 supra 5 ori 6. Și mai departe. Ultima. Da, 1 supra 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 15 puncte, puncte, plus 2015. Da, cu 2 supra 2 supra 2016 ori 2015. Ia să tragem noi liniște la adună. Toate membru cu membru. Adică astea din stânga de o parte și astea din dreapta de o parte. Le adunăm. Le adunăm. Le adunăm. Deci tragem linie și le adunăm. Dar nu le adunăm ca rezultate, ci ca expresii care apar. Ah. Deci nu le adunăm ca rezultate, adică nu apuc eu acolo să fac chestia. Adică 1 supra 1 plus 2 plus. Deci, așa? Exact așa. 1 supra 1 plus 2 plus. Plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus. Plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 îl punem și pe ăla? O punem și pe ăsta, 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus și așa mai departe, plus puncte, puncte ultima plus puncte, puncte, plus 1 supra 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 2000, cât am zis? 2015 este egal cu egal cu dreapta egal cu 2 supra 3 ori 2 2 supra 3 ori 2 plus 2 supra 4 ori 3 plus 2 supra 5 ori
5 ori 4. Plus și așa mai departe, ca să vă încap. Plus puncte, puncte. 2 supra. 2016 ori 2015. 2016 ori 2015. Care mai poate fi scris asta din dreapta? Putem scoate un 2 în factor. Numai pe aia o luăm. Numai pe asta. Da, pentru că 2 cu 2, 2 cu 4, 2 cu 4, 2 cu... Deci nu scoatem un 2 în factor comun. Da. Deci egal mai departe. 2 pe lângă. 2. 2 pe lângă. 1 pe 3. 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 4 ori 5 plus să mai departe plus puncte puncte 1 supra 2015 ori 2016 ori 2016. E, asta e o sumă calculabilă, o știm noi. Da, 3 minus 2 și 3 minus 2 și 1 minus. Așa. Și de acolo la fel sus. Dacă cumva mai adăugăm și un 1, 1 pe 2, cred că trebuia. 1 supra 1 ori 2, nu? Ca să putem scrie aici 2 minus 1, acolo să departizăm, să nu știu ce. Altfel se duce 3 și rămâne 1 pe 2. Nu e nimic, rămâne 1 pe 2, tot e calculabilă. 1 pe 2 o să... Lăsăm așa, lăsăm așa, că e un problem. Și o să rămână 1 pe 2 minus 1 pe 2... Ne amintim cum se întâmplă, nu? Adi, te rog, acum te rog pe tine, deci e 2 pe lângă. La care e la asta? La asta aici. Da. Și 2 pe lângă, 2 pe lângă, 1 pe 2. Hai să pucim un pic. 1 pe 2. Deci vine, în loc de 1 ăsta, zicem 3 minus 1. 3 minus 2. 3 minus 2 supra 2 ori 3. Plus 3 minus 4. 4 minus 3. 4 minus 3 supra 3 ori 4. Plus, și asta mai departe, plus 2016 supra 2015 supra 2 ori 3 supra 2 ori 3 plus minus 2 supra 2 2 supra 2 3 plus 4 supra 3 ori 4 minus 3 supra 3 ori 4 plus și așa mai departe plus 2016 pe 2015 ori 2016 minus 2015 Plus puncte și mai departe, plus 1 pe 2015, 15. Minus 1 pe 2016. Da. Da, da. Și eu mai departe cu 2 pe lângă. 15 minus 1 pe 2, 15. Minus 1 pe 3 plus 1 pe 3, se reduc. Minus 1 pe 4 plus 1 pe 4. Exact, se văd foarte bine cum se reduc ăștia. Da. Rămâne 1 pe 2 cu plus la început, rămâne slat la sfârșit, că da. Se duce cu 1 în față și face 2 pe lângă 1 pe 2. 2 minus 1 supra 2016. Aduce la același numitor? 2000, da. Amplificăm atunci 1008. A doua. Da. 1008, da? Da. 1008 minus 1, 1007. 1008 minus 1 face 1007. Supra 2016. Se vede că aici putem simplifica pe 2016 cu 2 din față. Da, este egal cu 1007. Supra 1008. 1008. Dacă eu v-aș fi dat următoarea ghișiță. Deci, să vă închipuiți că vă dădeam următoarea ghișiță.
toată suma asta. Care? Asta de aici. Da. Înmulțită cu 1008 1007. Să înmulțim? Da. Înmulțită cu 1008 pe 1007. Cât nu pe 100, 1008 pe 1007. Nu, a zis bine, a zis bine. 1008 pe 1007. Pe 1007. Așa era rezultatul, 1007 pe 1008. Așa. Cât credeți că dădea? Ho-ho! 1, vă zic eu. De ce? E? Pentru că cred că n-am lucrat-o, mă, n-am lucrat, n-am zis noi că 1 pe 1 pe 2 este egal cu, da, egal cu 3 ori 2 supra 2. Gata. Deci poate, și partea a doua n-am lucrat-o. Asta, da, da, terminat. Păi da, mă, eu... Mi-am închidit gura. Sigur, sigur, ai rătare, te-ai prins. Exact, lasă să spunem la lume. Din decența dialogului. Exact. Da? Nu e respect. Avem o chestie de asta, de pus acolo. Deci, Adi. Dacă vă dădeam așa, în ieșițul ăsta, era o panică mare în sufletul vostru. Chipuiți că vedeați, nu știați asta. Deci, neștiind asta, deci aveam de calculat. Se cere să calculați așa ceva. Atenție, că asta e imposibilă. Cum aici vreau să vă spun, e imposibil, dar nu te prinzi de poantă. Ați dat-o imposibil. Calcularea sumei așa. Dar nu e imposibil, nu ți-ai explicat că 1 pe 2, nu ți-ai explicat un profesor că deci, 1 pe 2. Asta dacă o priveam așa, eu începeam ieșiți în felul ăsta. Să se calculeze, să găsiți rezultate, ieșiți ăsta, da? Să se calculeze, să se calculeze. Tu cum te-ai fi apucat de ieșiți ăsta? Așa. Deci, 1 supra 3, 3 da. Plus 1 supra 6. Plus 1 supra 10. Plus sau mai departe. Dacă însă faci suma asta... O făcea Gauss și o făcea suma. Deci vedea plus puncte puncte, îi dădea... 1 supra. 1 supra, jumătate din numărul lor. 2016 supra 2. Da, deci 2015 ori 2016 supra 2. Se simplifică asta și 1008. Da, Adi. Dacă însă aduni tu în fracțiile astea... Cum aduceai la același numitor? Ce care e numitorul comun? Ce este? Păi mai întâi mulțeam acolo 2015 ori 1008, că așa mă ducea pe mine. Bun. Și îți dea un număr. Imens. Da. Imens. Și după aia... Și celălalt avea alt număr. Amplificai la toate? Dar după seama cât îți pierde de acolo? Sunt multe fracții prin puncte puncte. Da? Sunt, mă, dacă nu le-a scris pe toate. Dar nu le-a scris pe toate. Atunci aș fi rămas aici. Aici rămâne, așa. Deci recunoaște. Cu toții am fi rămas aici. Aici. Dacă nu ne spuneați că 1 supra 1 plus 2 este egal cu 2 supra 3 ori 2. E, aici e poanta. Eu ce am vrut să vă spun? Vă spun că autorii când compune gheșiții... De la asta pleacă. Pleacă de la un adevăr și fac șmecherii de astea și trântesc un gheșițiu de acesta care te face să vorba luate, să mergi până într-un loc. Dar tu simțeai că nu merge așa, mă. Mai trebuia să simți, pentru că sunt foarte multe fracții. Foarte multe fracții. Și cum sunt? Tu mergi pe drumul bătătorit, adică mergi pe chestia șablon. Da? Dar însă, autorul a vrut să vadă dacă aceasta poate fi văzută de tine ca n pe lângă n plus 1 pe 2 și 2 e sus și apare în partea cealaltă a sumei. Aia e calculabilă, că apare produsul a doi termeni consecutivi și unul sus. De ce ați văzut? N-am calculat-o pe asta. Am calculat-o pe a doua. Egal la ei, pe care mi-au oferit șanse. Și le-a dat 107 pe 1007 pe 1008, aia. Și acum când domnul profesor a zis, ori 1008 pe 1007, practic toată aia din față, toată paranteza, dă 1007 pe 1008. Da, și ori 1008 pe 1007. Dar când domnul profesor a zis, atunci e egal, a zis, hai să mă apuc să o calculez pe aia, să văd dacă e egal. Da, dar oare de ce ne-a dat, de ce ne-a dat domnul profesor și a zis, mare atenție, ia atenție la mine. V-am pregătit ușor spre cealaltă sumă. Suma asta de aici se duce spre egala sa, care e calculabilă. Cealaltă e calculabilă, nu asta. Asta e, așa cum o vedeți cu ideea de a duce la aceeași viitor, este gata, blocaj. Imposibil. Da. Adevărul e că deci te gândești, cum poți să te gândești la asta, domn profesor, la o sumă lui Gauss, bărbat dumneavoastră? Da. Băi, e o sumă lui Gauss de restul. Băi, cum? Numitorii aceștia
care să le vezi ca pe niște sume. Deci, asta nu poți să readun numele astea, că nu asta e secretul. Păi atunci tu trebuie să surprinzi aici 5 ori 6 pe 2 și 2 vine sus, vin 5 ori 6. Corect. Deci tu, în fața ieșițiului acesta, nu ai trebuie șansă să te apuci. Dacă se duce așa. Așa. 5 ori 6 supra 2 și face acolo, de acolo scoți 2 supra 5 ori 6. Da. Și domn profesor, dacă nu știam cum mi-ați dat dumneavoastră, păi, ce făcea el? Asta e de olimpiadă, măi. Asta e de olimpiadă după mine. Așa. Dar o dai așa. Speculații, dar așa o dau. Așa. Păi sigur, nu-i dau lui el. Da. El trebuie să se prindă. Exact. Deci în fața ieșitului ăsta cu aducerea, cu adunarea în sine, este o mare greșeală. Da, nu ai nicio șansă. Da. Adică este spre blocaj. Spre blocaj 100%. Iată cum aș fi făcut toate. Deci privind-o așa, aș fi zis, mai să fie, egal mai departe. Fără să știți să reclam, da, fără să... care da, n-ați dat-o ce fac? Da. Deci ce zici așa. 1 ori 2. 1 plus 2. 1 supra 1 plus 2 este 3, dar poate să fie și 1. Și 2 supra 2 ori 3. De ce? Că era 1 pe 3, Adi. Da. Era 1 pe 3. Nu, e clar, nu e 1 pe 3. Dar tu poți să spui, înmulțești numărătorul și numitorul cu 2? Era 1 aici, da? Da. 1. Și am amplificat fracția cu 2. Ca să fie 2 ori 3 aici. Da. Atunci vine, în loc de 1 supra 3, poți spune 2 supra 2 ori 3. Și o lași așa, nu zici 2 supra 6. Dar de ce să lasă așa? Ca să apară 2 ori 3. Uh-huh. Ca să pot eu da drumul la suma aceea frumoasă. Plus. Aici 1 plus 2 plus 3. Care face 1 pe 6. Cu 6 mulțim? Mulțim cu 2. Tot sub 2 și sus și jos face 12. 2 pe 12, că 6 ori 2, 12. Și pe 12 îl scriem ca? 3 ori 4. 3 ori 4. Ca să fie la rând, vezi? Da, 2 deci supra 3 ori 2 4. Supra 3 ori 4. Plus, cealaltă va fi 2 supra 2 supra 4 ori 5, de acum ne prindem de șmecherie. Da, e suma lui Gauss. Ne pe lângă ne plus 1 pe 2, 2 îl duce sus. Corect. Și vine plus 2 supra 5 ori 6. 5 ori 6. 5 ori 6, că 6. 6, da. Plus așa mai departe. Plus puncti, puncti, plus 2 supra. 2015 ori 2016, da? Corect. Abia acum, cine se prinde de chestia asta, că aranjează pe ăștia așa, sub formă așa, se duce de acum. Tocmai, dacă se prinde așa, și simte că are șanse. Dar să se prinde pentru că a văzut ca la șac, câteva mutări în față. Da? Două mutări. Cel puțin două mutări, dacă nu trei. Și pe aceea scos pe doi ăla care... Scos pe doi, fac, dar acum gata, și e banalitate. Și pe aceea mai atunci să o faci. E o banalitate. Și 2007 pe 2008, toată aia. Da, da, da. Deci... Și toată asta 2007 pe 2008, deci am demonstrat. 1000... 8 a zis dumneavoastră pe 1007. 1007. Egal mai departe, asta calculată mi-o dat. Știm noi, 1007 pe 2008. 7 supra 1008. Corect, când ne-a dat nouă așa. Așa, ori 1000. 8 pe 1007. 8 supra 1007. Și asta simplifică, așa că îți face 1. Deci toată suma asta calculată da. Este 1. Păi dar să simplificat din. Doar paranteza aia, n-am lucrat-o, nu ne-a dat nouă 1007 pe 1008. Și domnul profesor ce a făcut? A zis, ia calculat voi paranteza asta, ori 1008 pe 1007. Da. Și m-am prins că e 1. Da, deci s-a prins faptul că ce, e foarte frumoasă, nu? Interesantă. De ținut minte, nu? Da. Deci de aia nu trebuie să uite de like și share. Aha. Da, nu uite de like și share, pentru că aici chiar la profo, poți învățăm surprinzi sau chestiuni deosebit frumoase. Mi-amintesc că într-un an am fost șef de an la clasa 11-a și am compus o problemă tot așa trebuie să înțelegeți că propunătorii de subiecte au un set de chestiuni pe care ei le stăpânesc, niște adevăruri, niște relații și prin le îmbină în fel și chip și construiesc așa cum vedeți că e posibil de construit o alte relații, plecând de la suma lui Gauss, că aici ascunde doar suma lui Gauss.
Și asta la ce nivel, de exemplu, s-ar da la olimpiadă? La ce clasă? La clasa a șasea. Da? La asta? La șasea. Asta a șasea? Da. Așa de dar nu la olimpiadă, o găsesc în manualul vostru. Nu cred, domnul profesor. Nici. E manualul. Dar n-au manualul ăla, n-avem mai culegeri. Culegeri asta. Asta e culegeri. Ai culegeri, da? Da, nu e manual. Și las da, două stele. La două stele? Da, cred la două stele sau nu cred. Nu pot să cred așa ceva. Cum să dea un profesor la două stele? Aha, ar fi nebun. Asta e de a șaptea, nu de a șase. De a șapte atunci. La clasa a șaptea. La două stele, domn profesor. Dacă la intelect. Cred că am văzut o seară din fugă, așa. Pe asta ați văzut-o? Da, da, mi-a rămas în minte. Nu cred că e la două stele, deci e imposibil. Că mi-a rămas așa de faină, mai ce chestii tare de tot. Mi-a plăcut grozav. Da, o să găsiți aici, în curegea asta, în mod sigur. Gata, am găsit pe aici, cred. Ai găsit-o? Cred că la asta vă referiați. De asta să vedem și dă și rezolvare un pic. Aici, la asta vă referiați, uitați-vă. De trist. Nu aceea. Da, e ceva ce mai dar are rezolvarea. Da, 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 asta este. X egal cu. Ia uite-te, de sus. Arătați că X egal cu. Și la câte stelele a 3, nu? Nu, e la definiție. E la aprofundare și dezvoltare, că nu e la... Aha, la aprofundare și dezvoltare, da. Oricum, n-am reținut la câte stele. Important este că este manualul, este un registru frumos, interesant. Bine, aici vin și vă zic cum ar trebui să o faceți. 1 supra 1 plus 2 este egal cu 1 supra 2 ori 3. Tocmai. Supra 2 și... De rezolvarea, într-un fel. Era da. Mai ușor. Nu, da. Ușor. Ușor în sensul că te ajută. Dar nu atenție, Adi, când se propune înghiștiri, nu ți-o dă cu tot rezolvare. Da? Aici era rezolvat, că da, da. Da, era rezolvarea. Da, da, rezolvare, era mai ușor. Da. Deci am vrut să vă atrag atenția asupra frumuseții înghiștirii propus dintr-o chestie care ascunde doar inegalitatea. Dar să mi și teste pe aici după aceea, domn profesor. Ușoare? Nu, faine. Grele, da, adică, da. Așa. Să ne întoarcem la... De cât timp să facem sinteza. Da, să facem sinteza. Și cred că ne oprim că da, suntem... Da, da, că e 52. Da, ne oprim că suntem... Facem sinteza, vă trebuie să fac repede sinteza. Am vrut să fac sinteza, zic că eu nu am făcut-o. Nu, eu am făcut-o eu. Hai să vedem, că am lucrat... Hai împreună, că cu toții să formulăm, să... Cu toții am lucrat. Cu ce am început? Hai, uitați-a din. Scoaterea... Dar ce copii ăștia nu mai vindeau 11? Poate o oră mai târziu și le incomod. Nu știu. Cert este un lucru că în toată treaba asta trebuie foarte multe seriozitate. Sigur. În momentul în care... Și noi suntem obosiți, nu numai voi, da? Iată, eu trebuie să spun că acum m-aș fi angajat să fac și clasa 11. Clasa 11, vă dați seama. Da, deci sunt în mai aveți, mai aveți putere și... Știi, când pleci pe un proiect, dă Dumnezeu putere cu adevărat. Eu aș fi fost în stare, dacă Andreea venea, să mă ocup și de problema. Andreea, mi se pare chiar merită. Dar se pare că sunt niște probleme, o să discut eu cu tine. Apropo de treaba. Hai să vedem... Și noi ar trebui să mergem aici la mate. Păi trebuie să încercăm. Trebuie să încercăm să urcăm de la o zi la alta, nu se poate. Ușor, ușor, un exercițiu mult. Gustăm de la o etapă la alta, gustăm înghiștirea de o frumusețe rară, exact ca o poezie. Când dai peste un înghiștire ăsta și l-ai înțeles mecanismul și este super. Hai să vedem, să punctăm repede. Deci, și cine vorbește? Uitați-vă pe caițel, ce lucruri am făcut? Ce am făcut? Scoaterea fracțională și scoaterea întregului. Da. Nu scoaterea. Partea întreagă și partea fracțională, așa e. Partea întreagă, virgulă, partea întreagă și partea fracțională a unui număr. După aia... Ce v-a plăcut în mod deosebit aici? Asta, ultima problemă. Da. Hai să vedeți. La partea dreptă tradițională, am tot. Doi,
la a doua chestiune... Inversarea membrilor unei inegalități. Dar aici mai insistăm. Afara părții întregi și fracționare pentru un număr negativ. Foarte important. Doi, aflarea părții întregi. Scrie. Aflarea părții întregi. Și a părții fracționare pentru număr negativ. Cred că asta a fost lucrul cel mai important. Un număr negativ. Că la ăla pozitiv e simplu. Vă dați că trebuie, da? Inversarea membrilor în inegalități. Deci, 2. Inversarea membrilor. Dar să vedem cum formulăm. Înmulțirea, în paranteze, împărțirea unei inegalități. Înmulțirea. În paranteze, împărțirea unei inegalități cu un număr negativ. Împărțirea, închide paranteza. Unei? Inegalități. Un număr negativ. Schimbă sensul inegalității. Și a zis cu 7 linii aici. Nu? Schimbă sensul inegalității. Asta e chiar așa. Chestie frumoasă. Să da? Ne ia cu 7 linii. Da? Schimbă sensul inegalității. Schimbă sensul inegalității. Adică din mai mic, o face mai mare. Patru. Inversarea termenilor sau inversarea termenilor unei inegalități. Inversarea termenilor unei inegalități schimbă sensul acesteia. Da? Inversarea termenilor unei inegalități schimbă sensul acesteia. Aș pune la sfârșit suma șmecheră. Cum? Suma șmecheră. Suma aceea șmecheră. Care, da. Mi-a rămas la suflet. Șmecheră. S-a da. Văzut șmecheră. Șmecheră, da? Șmecheră. Suma interesantă, zicem noi, da? Suma interesantă. Surpriză. Suma surpriză. Hai să zicem așa. Suma surpriză. Vreau să fie șmecheră. Da, place mai bine. Like, share dacă vreți să o vedeți. Da, n-am da, ce da, să da, le fac. Da, da, da. Like și share. Deci dacă nu dați like și share, vă ne supărăm. Ca să o vadă, n-am. Deci am muncit mult. Am muncit Așa, dar, dragii, ne oprim aici. Dar, vedere, nu uitați, de like și share. Așa facem. Așa deci, se întâmplă. Aici la...